Alexandru Pârgaru nu a impresionat pe scena românii Au Talent 2022. Alexandru Pârgaru a pășit pe scena românii Au Talent 2022 vineri seară, dar nu prea a impresionat cu numărul său. El a spus juriului că este chirurg de lumină și că poartă discuții cu Dumnezeu. La un moment dat l-a chemat pe Mihai Bobonete pe scenă, adresându-i se cu bombonel și a încercat să-i demonstreze puterile sale terapeutice și să-i vorbească despre Dumnezeu. Juriul însă nu prea a înțeles ce vrea să facă, de fapt, Alexandru Pârgaru, iar spectatorii au început să râdă. Totodată, Mihai Bobonete a început să-l ironizeze. Redăm o parte din dialog. Mihai Bobonete, tu ești mână în mână cu cel de sus, Alexandru Pârgaru, noi toți suntem mână în mână cu cel de sus. Mihai Bobonete, aveți 5 minute să vorbim despre Domnul nostru Isus Hristos. Alexandru Pârgaru, am de spus multe pentru cine are să asculte. Invit aici alături de mine pe Domnul Bombonel. A fost o parte din discuția lui Mihai Bobonete cu Alexandru Pârgaru la Românii au Talent 2022. Dincolo de numărul care nu a fost unul captivant, Alexandru Pârgaru a impresionat prin povestea sa de viață. Deși are 30 de ani, el arată încă precum un copil deoarece suferă de o boală care nu-i permite să se dezvolte, o tumoare la nivelul sistemului nervos.